pitit un șoricel. Mititel cât un cercel. Stă pitit un șoricel, stă pitit un șoricel. Antonia Seciu, 10 ani. Dragă Antonia, să știi că mi-ai adus aminte de formația Roșu și Negru. Această piesă n-am mai auzit-o de mult. Ești talentată, dezinvoltă, mi-a plăcut înregistrarea live, dar mai ai de lucrat. Mai ai de lucrat la respirație, la voci, la vocale. Eu cred că ai un profesor și cred că vei reuși să performezi. Antonia Seciu, 10 ani, din Suceava. Să știi că mi-a plăcut foarte mult că ți-ai ales această melodie a trupei Roșu și Negru. Foarte bună alegerea, pentru că ți se potrivește pseudofabula asta. Și mi-a plăcut foarte mult interpretarea. Să știi că a dat foarte bine că atunci când ai vorbit de pisicuță, ai luat-o în brațe și ai avut o atitudine de artistă. Ai știut cum să jonglezi, deci, și cu scenografia, cu mediul, ai lăsat-o din brațe la momentul potrivit, ai continuat și ți-ai însușit foarte bine textul și interpretarea. Mi-a plăcut că ai fost veselă, ai un tonus bun și ai o voce bună. Una peste alta este o interpretare frumoasă, o voce bună. Ai fost îmbrăcată adecvat, deci totul a fost foarte bine pus la punct și foarte potrivit pentru vârsta ta. Felicitări și abia aștept să ne vedem în etapa următoare. Antonia Seciu, felicitări! Mi-a plăcut mult felul cum ai interpretat piesa aleasă. Te-ai prezentat ca o adevărată vedetă, fără emoții, cu dezinvoltură în mișcări, în felul cum ai cântat, originalitatea ta, prezența ta scenică. Se întrevede acolo o mică de vedetă. Mi-a plăcut și vocea, ai ales o melodie care ți-a pus în valoare calitățile vocale. Felicitări pentru asta. Și da, eu cred că ai șanse să mergi mai departe. Ca o recomandare, pentru a pune mai mult în valoare calitățile tale vocale, mi-ar plăcea ca data viitoare să te aud cântând la microfon. Cu siguranță asta îți va arăta și mai mult talentul tău muzical. Mult, mult succes în continuare! Felicitări!